este literalmente o desconsiderare a instituției Parlamentului. Este o bătaie de joc la adresa Parlamentului, dar până la urmă să vă spun ceva. Ceea ce e mai grav este că e o bătaie de joc la adresa tuturor românilor. Asistăm la o mascaradă fără de sfârșit. Premierul desemnat a făcut un fel de simulare de consultări. Miniștrii au venit în Parlament, comisiile s-au reunit, au fost audiați. Miniștrii. Și în momentul în care trebuia să vină la votul de investire, dă vot cu fugiții, dă bir cu fugiții. Este un comportament irresponsabil. Spuneam că e o bătaie de joc. Este un fel de golănie. Este similar cu jocul alba-neagra, pe care îl vedem practicat până anumite locuri. Nu există așa ceva, cred că, în întreaga lume. E o rușine pentru PNL, e o rușine pentru Iohannis, că face astfel de desemnări în bătaie de joc, cu irresponsabilitate, mai ales în această perioadă de criză. Le cer să se trezească. Nu suntem bătaia de joc a lor și nu se poate o țară întreagă să fie ținută la cheremul unor irresponsabili. Președintele acționează irresponsabil, Orban la fel. E momentul să vină cu picioarele pe pământ, mai ales când suntem confruntați cu această criză uriașă care, vedeți, cât de repede se extinde. Vedeți ce măsuri excepționale să iau în întreaga lume care merg până la închiderea granițelor și noi ne jucăm de-a desemnarea primului ministru, care dă bir cu fugiții în ultima clipă. Eu sunt atât de indignat, nu mi-am imaginat vreodată că ajungem să ne comportăm așa. Nici în republicile bananiere nu se întâmplă astfel de lucruri. Probabil că președintele o să trebuiască să facă iară consultări, că acum consultările au devenit un fel de laid motiv. Ne ducem la consultări degeaba, ca să vină iarăși cu o propunere în batjocură.